viață, te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne din nou la cafeaua de dimineață, video cafeaua de dimineață. Am întrerupt o perioadă emisiunea din cauza lipsurilor pe lanțul de aprovizionare cu cafea. Pentru că este extrem de și pentru toată lumea, nu numai mesaje, ci și informații în această perioadă, să înțelegem ce se întâmplă. Facem cafea de dimineață, vom avea și invitat, evident. Este unul delicat, hai să-i spunem așa, pentru autorități. Ieri, celebra Curte Constituțională a României, care nu mai este Curte Constituțională, este un fel de mini-parlament constituțional care modifică Constituția în funcție de interesele celor care i-au trimis pe judecător la Curtea Constituțională, a arătat cine este șeful în România. Deci, Curtea Constituțională a arătat cine este șeful în România. Și a spus, nu. Bruxelles ne-au întors o legătură cu Țacăveși. Noi întoarcem hotărârea guvernului privind amenziile pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor de urgență. Și uite așa, din acest moment, practic putem spune că ordonanța respectivă este nu golită de conținută, golită de sancțiuni, ceea ce nu știu dacă este extrem de bine în acest moment în care oricum lumea s-a relaxat mult mai mult decât prevedeau ordonanțe. Sunt foarte multe de lucruri discutate astăzi, pentru că s-au întâmplat multe lucruri și la Piatra Neamț și în altă parte. Aș vrea să fac o introducere în subiect înainte de a vă prezenta invitatul. Potrivit datelor puse la dispoziție ieri de grupul de comunicare, în județul Neamț aveam, cred că, 548 de cazuri confirmate pozitiv. La un clasament stabilit ad hoc, ne-am fi situat pe locul 4, după Suceava, București și Arad. În spatele nostru suflau, așa ca să zic, Hunedoara, Botoșaniu și Brașov. Dar dacă facem niște procente și stăm și analizăm un pic harta țării, o să observăm un lucru. Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui în mai mică măsură, dacă le calculăm procentual la numărul total de cazuri pozitive din țară, eu vorbesc numai de datele confirmate oficial, ne ducem binișor peste 33-34% din cazurile naționale, bineînțeles cu Suceava pe primul loc. Ceea ce ar fi un lucru extrem de interesant de analizat. De ce în această zonă, considerată cea mai săracă, primul răspuns ar veni foarte rapid, pentru că aici au venit foarte mulți oameni din străinătate în perioada pandemiei, din zone considerate zone roșii, dar nu este singurul răspuns. Aici ține și de partea de organizare a spitalelor, a sistemului sanitar, de modul în care au fost respectate restricțiile, etc., etc. Dar, pentru că avem atât de multe subiecte, l-am invitat astăzi pe reprezentantul Guvernului în teritoriu în emisiune. De fapt, ca să fiu foarte sincer, l-am sunat aseară, i-am spus că aș vrea să intrăm în emisiune prin telefon, domnia sa a spus, cred că este mai bine să vin în direct. Bineînțeles că suntem foarte distanțați unul de altul în acest moment. Și am zis ok, deci
Îl prezint acum, în acest moment, pe domnul George Lazăr, prefectul județului Neamț. Bine ați revenit în emisiune. Bună dimineața! Bine sănătos! Bine sănătos! La acest moment. La acest moment. Domnule prefect, avem o mulțime de lucruri de discutat astăzi și dacă dumneavoastră nu vă grăbiți, nu mă grăbesc nici eu, sunt convins că nu se vor grăbi nici telespectatorii. Deci, primul lucru care aș vrea să-l discutăm, care credeți că va fi efectul deciziei Curții Constituționale privind amenziile în afară de o aglomerare cumplită a instanțelor, dacă nu se va da vreo amnistie, vreo lege care să anuleze aceste amenzi? În mod juridic clar, hotărârea Curții Constituționale, așa cum a fost și a precizat dumneavoastră și așa cum a fost ea emisă de către CCR ieri, clar înlătură prevederile din ordonanțele militare și modificările legislative făcute de Guvernul României, sens în care se revine la cuantumul amenzilor de dinainte, iar amenzile aplicate pe tot ce înseamnă partea de timp a stării de urgență, persoanele care nu au respectat fie autoizolarea, fie carantinarea, fie nu au respectat prevederile, alte prevederi ale ordonanțelor de urgență, contestate odată în instanță, ele vor fi anulate. Din punctul meu de vedere, nu am auzit în nicio țară, nici în Italia, nici în Spania, nici în Germania, nici în Regatul Unit al Marii Britanii, nici în Statele Unite ale Americii, ca într-o astfel de procedură de urgență, într-o astfel de criză a pandemiei COVID-19, ca în țările puternic dezvoltate, cu democrații consolidate, o instanță superioară, respectiv la noi, Curtea Constituțională a României, să dea o astfel de decizie prin care, practic, dă drumul la nerespectarea sau permite nerespectarea prevederilor unor ordonanțe militare. Pentru că astfel orice cetățean de rea credință, începând de la hotărârea Curții Constituționale și până la terminarea stării de urgență, poate să iasă din casă, practic, să facă ce vrea, să nu respecte prevederile ordonanței militare sau ordonanțelor militare și riscă o amendă pe care o poate plăti la jumătate din minim, adică 50 de lei. Cu alte cuvinte, orice persoană care are filozofia de a nu respecta ordonanțele militare și această distanțare socială sau măsurile de autoizolare, râde de organele de ordine, de polițiști, de jandarmi, de structurile MAPN, adică și de armată, pentru că și armata este în stradă la suport și la ajutor pentru Ministerul Afacerilor Interne, și râde de tot ce înseamnă organ al statului și spune plătesc un 50 de lei și fac ce vreau. Din punctul meu de vedere, nu o să comentez în mod deosebit hotărârea în alte curții constituționale, pentru că e o hotărâre. Efectele și cum v-ați gândit ce se va întâmpla în perioada următoare? Pentru că mai avem o săptămână în care, practic, hotărârea există. Până pe 14-15 mai, ea este valabilă, ordonanțele militare. În momentul de față, practic, se permite, repet, persoanelor de rea credință și persoanelor care nu înțeleg să respecte și distanțarea socială, zona de autoizolare, zona de siguranță, dacă vreți, a sănătății publice în România, ca, știu, cu o sumă minimă de 50 de lei, să facă ce vrea. Adică, practic, nu respect legea, dau un 50 de lei și asta e. Din punctul meu de vedere, este o decizie care încurajează, prin metodologia de calcul a cuantumului amenzii, așa cum era înainte de ordonanțele militare, la insubordonare și, pe de altă parte, îi încurajează pe cei de rea credință. Pe oamenii, în marea lor majoritate, sunt de bună credință. Așa vreau să spun. Și stau în casă. Sperăm că vor fi oamenii vor fi suficient de bine informați încât să înțeleagă că mai există pericol. În orice stat civilizat, dacă vreți, domnul Bălănescu,
Și dacă vreți facem, ne raportăm la Statele Unite ale Americii, care e o democrație extrem de bine consolidată, cu drepturi și libertăți fundamentale respectate în Statele Unite, dar e o țară care în același timp are o rigoare extraordinar de dură a legii sau a cuantumului amenzilor sau a pedepselor pe care le aplică atunci când nu respecti drepturile, libertățile și obligațiile pe care le ai conform legislației din SUA și a Constituției. Nu există o modalitate mai directă, dacă vreți, mai forte de a convinge oamenii de rea credință să respecte legea decât un cuantum crescut al amenzilor. Aceste amenzi și cuantumul lor în România nu a fost ridicat pentru oamenii de bună credință și care respectă legislația și care au discernământ, ci a fost creată pentru persoanele certate cu legea și care nu respectă. Din păcate, sunt destui și cei care nu respectă legislația. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare în regulă ca, pe de o parte, marea majoritate, peste 90% dintre populația țării, să respecte cu bună credință și să stea în casă, să înțeleagă că suntem într-o pandemie mondială și că a sta în casă, practic, te autoprotejezi pe tine și îi protejezi pe cei dragi de lângă tine și restul populației, a concetățenilor, iar unii, puțin la număr, de rea credință, să facă ce vor, să nu respecte absolut nimic și să spună, domnule, dau un 50 de lei și atât mă costă faptul că nu respect rigoarea legii. Din punctul meu de vedere, nu e o decizie salutară. Da, probabil că Curtea Constituțională ar fi trebuit să analizeze nu numai din punctul de vedere strict al ordonanței, ci și al efectelor pe care sigur că le da. Produce. Dar cum să vă spun, decizia asta a curții vine pe fondul unui curent extrem de puternic, extrem de puternic. Unul din motivele pentru care am reluat emisiunea este și acesta, care circulă pe rețele de socializare că teoria, una din teoriile acelea ale conspirațiilor, că acest COVID practic nu există și că toate aceste măsuri care se iau sunt măsuri făcute cu un plan ascuns, etc., etc. Eu nu știu care este nivelul de informare care se face la nivelul comitetelor județene de situații de urgență, dar mie mi se pare extrem de periculos acest curent în care se spune nu există COVID, toți cei care mor de alte boli. Undeva aici este de discutat că toți, marea majoritate a celor care au decedat, Dumnezeu să ierte, pot explica, au alte boli și alte boli, dar cred că ar trebui făcut mai mult de la nivelul chiar al guvernului pentru a demonta aceste lucruri cu fapte. Domnul Vali, în primul rând, persoanele care au decedat ieri seară erau aproximativ 820 de persoane care au decedat pe teritoriul României de la începutul pandemiei COVID-19 și pe teritoriul României. Dacă stăm să ne gândim bine, pe zi în Franța, în Italia, în Spania, în țări puternic dezvoltate în Uniunea Europeană, acest număr pe care România îl înregistrează în două luni și ceva de decese erau pe zi. Iar nu discutăm, erau pe zi. 1000 sigur că da. Anumite țări. Ceea ce indică oricărui om de bună credință și care vrea să vadă într-un mod corect și real lucrurile, că guvernul României a luat de la începutul acestei pandemii și până în prezent măsuri bune, măsuri ferme, măsuri corecte, dar măsuri bune care au protejat sănătatea publică a populației. Mai departe, persoanele sau marea majoritate a persoanelor care au decedat și o spun cu regret și cu părere de rău, aveau și alte comorbidități, altă patologie preexistentă a unor alte boli. De obicei, sau mare majoritate, bolile pe care persoanele care au decedat le aveau erau boli incompatibile cu viața într-un termen nu foarte lung de timp. Adică acele persoane ar mai fi avut
poate 6 luni, 9 luni, un an și tocmai puțin. Tocmai de aceea se vorbește despre persoane vulnerabile. De trăit. Marea majoritate. Au fost și cazuri în care lucrurile n-au stat așa. Dar eu vă spun într-un mod sentimental, dacă vreți, oricare persoană și oricare familie care are o persoană bolnavă se agață de orice speranță și de ultima speranță, dacă vreți, și de divinitate pentru a-și ține persoana dragă din familie în viață, alături de familie, atât cât mai are de trăit. 3 luni, 9 luni, un an, poate cu orice speranță, cu orice zi în plus, e un câștig pentru cei apropiați acelei persoane. Ceea ce induce clar un sentiment că acest COVID, această formă de boală există 100%, nu o spun eu, nu o spuneți dumneavoastră, o spun specialiști de pe întreg mapamondul, o spune Organizația Mondială a Sănătății, o spun toate țările din lume, iar, din păcate, boala COVID-19 este nemiloasă cu persoanele care sunt extrem de vulnerabile. În principal, cu persoane în vârstă, cu persoane care au alte afecțiuni și sistemul imunitar este slăbit. Dacă ați văzut, marea majoritate sunt persoane de peste 65, de peste 70 de ani și, sigur, odată cu vârsta, inevitabil apar și tot felul de boli pe care aceste persoane le au. Teoria asta a conspirației sigur că prinde mai ales în perioada asta, pentru că marea majoritate a cetățenilor stau în casă, sunt într-o formă de autoizolare și în casă ce poți să faci decât în marea parte a timpului ți-l umpli cu televizor, cu social media, internet, calculator, Facebook sau alte forme prin care primești informații. Și de cele mai multe ori, aceste informații care vin pe social media sunt informații neverificate, necenzurate și sunt informații care vin și din surse necredibile care vor să influențeze într-un mod negativ. Am auzit și eu tot felul de teorii că această boală nu există, cum spuneați dumneavoastră, și că de fapt e o manipulare mondială. Din punctul meu de vedere, resping profund acest lucru, pentru că nimeni de pe mapamond, din SUA, începând în China, în Europa sau unde vreți, nicio țară nu-și dorește ca economia proprie să o îngenuncheze această pandemie de COVID, pentru că e un regres economic mondial pe mapamond, din țările arabe și până în Rusia, din America și până în România, din Asia și până în Africa. Deci, această teorie nu cred. Mai departe, am auzit și teorii precum că va apărea un vaccin, că acest vaccin va conține ceva substanțe, nu mai știu să le denumesc exact. Eu zic să depășim. Și că acum, în perioada asta, sunt tot felul de forțe care merg și instalează antene 5G. Și după vom deveni cu toții roboți, astea sunt fantasmagorii. Sunt lucruri care circulă, dar curentul este prea puternic și pare a fi unul extrem de bine direcționat. Dar haideți să trecem... Întotdeauna teoria conspirației în momente de criză prinde. Domnul prefect, haideți să trecem la lucruri un pic mai concrete din județul Neamț. În momentul acesta, sau mă rog, la datele care le aveți în această dimineață, cum stăm? Raportat la numărul total raportat de grupul de comunicare strategică ieri, cred că eram pe locul 5 în țară. Nu, parcă am văzut 4, dar mă rog, 4, 5 nu mai contează. Datele venite de la grupul de comunicare strategică sunt un pic în plus față de datele pe care le aveam noi centralizate la Direcția Sănătate Publică Neamț. 4 sau 5, oricum diferența e foarte mică, e de câțiva pacienți pozitivi. Pe ansamblu, nu suntem pe un loc la coada clasamentului, suntem pe un loc în vârful clasamentului, ceea ce ne arată că în peraza județului Neamț avem un număr destul de mare de persoane infectate pozitiv COVID-19. Din păcate, din fericire, lucrurile sau persoanele care sunt internate în centrele spitalicești, nu avem la acest moment persoane într-o stare gravă sau foarte gravă. Marea majoritate sunt asimptomatici sau cu o formă ușoară de COVID-19, sub tratament și cu posibilitate în următoarea perioadă de timp de externare. În schimb, începem să avem
probleme, încep să apară probleme la centrele... Asta vreau să insistăm un pic. Centrele unde sunt... Persoane bătrâne cu dizabilități, da, instituționalizate. Deci am văzut ieri Păstrăveniu. Am văzut sunt probleme de bătrâni la Almaș. Almaș, Păstrăveni, în Piatra a mai apărut dimineață. În Piatra Neamț, tot la un centru. Da. Deci, dimineața, azi noapte am primit informațiile. E o problemă și cred că asta deja pune la încercare capacitatea de reacție a DSP-ului în privința, privința anchetelor epidemiologice. Nu neapărat pune la încercare DSP-ul pe anchetele epidemiologice. Încercarea este de natură umană și fizică și de timp. Pentru că tocmai de asta spun. Avem câteva sute, 800, 900 de persoane care lucrează în aceste centre instituționalizate. Pe schimb, adică 14 zile ei lucrează în autoizolare la aceste centre, după care 14 zile merg acasă în autoizolare și vin colegii lor de tură. Direcția Sănătate Publică trebuie să testeze cam cu aproximativ 2, 3, 4, 5 zile, hai să spunem, înainte de intrarea în tură, aproximativ 800-900 de persoane care sunt în autoizolare acasă. Deci, practic, DSP-ul trebuie să ajungă la 800-900 de adrese individuale la fiecare acasă și să recolteze testele, le trimite la Iași, le trimite la București sau le analizează la Neamț, cu o mică posibilitate la Neamț, pentru că aparatul face, de la Neamț Real-Time PCR face puține teste pe zi și așteaptă rezultatele, după care le dă ok-ul celor din ture să intre. Să ajungi... Funcționează aparatul de la Neamț? Că sunt cercuri... Se fac teste? Eu înțeleg că se fac teste, dar într-o măsură mică, pentru că aparatul permite undeva la o analiză la 16 teste, aproximativ la 6 ore. Da. Și din optica celor de la Spitalul Județean Neamț, de obicei frecvența foarte mare este a cadrelor medicale care au ceva suspiciuni sau care efectiv lucrează în prima linie pe infecțioase cu COVID-ul și se analizează personalul medical. Deci, repet, DSP-ul este într-o zonă în care ai 800-900 de persoane de adrese din pe raza județului Neamț din 83 de UAT-uri la care trebuie să ajungi să le recoltezi, să le testezi. Ceea ce implică un efort de timp și fizic extrem de mare. Mai departe, sugestia și am rugat pe cei de la DSP să facă consiliere cu toate aceste centre, să aibă discuții dacă frecvente, zilnice, pentru a le explica foarte corect și foarte exact care sunt normativele și cum trebuie să existe zona de comportament, de distanțare socială, de echipament, de dezinfecție. În centrele acestea, de multe ori, avem persoane cu o sănătate în pioneze. Ori bătrâni, ori tineri, dar cu probleme medicale. La Păstrăveni avem cu dizabilități, tineri și persoane trecute, chiar de 18 ani, care sunt instituționalizați acolo cu dizabilități. Păi gândiți-vă că trebuie să internăm pe oamenii ăia, că sunt pozitivi mulți de acolo. Păi cum facem cu persoanele respective, că sunt tineri cu sechele grave și cu handicap? E greu să internăm în spital. Oamenii trebuie să-i, dacă îl internezi în spital, trebuie să-l pui singur într-un salon în spital, pentru că e greu să-l ții cu alte persoane, trebuie să ai permanentă monitorizare la el, trebuie să ai om care efectiv stă toată ziua după acea persoană cu handicap. De asta am spus că efortul și organizarea trebuie să fie extrem de bine făcute și nu prea ai forță umană cu care să lucrezi. Aici e problema. Aici e problema. Se caută soluții, să vedem la centrul de la Păstrăveni, căutăm astăzi soluții, să vedem cum vom face cu persoanele care sunt acolo cu probleme, un număr mare. Deci deja sunt un număr mare infectate, confirmate. Da, foarte mare. Da, e foarte ciudat și cazul medicului de acolo, care a făcut două teste care s-au dovedit a fi negative. Acum și mai aștepta probabil rezultatul încă unui test. Păi nu, doctorul, nu-i dăm numele, știm despre cine este vorba, este externat. Începând de aseară, este acasă. Sau de ieri, de alaltă ieri. Nu, ieri. De ieri, da. Ieri la externat are două rezultate negative,
este externat acasă, am biletul de externare a lui și fișa medicală, este externat cu două teste negative. Ce s-a întâmplat cu persoana respectivă din datele pe care le avem preliminare? A efectuat un test la aparatul de la Roman, real-time PCR. Aparatul de la Roman încă nu era omologat, încă nu avea răspunsul final de la București. Oricum, aparatele real-time PCR de la Neamț și cel de la Piatra și cel de la Roman, recomandarea este ca în primele 6 luni de testare să-și dubleze testarea, rezultatul, adică analizezi și la Piatra sau la Roman, exact, trimis și la București sau la Iași, ca să ai termenul de comparație. Și aparatul Roman a dat un rezultat pozitiv, cu toate cum era asimptomatic, nu avea niciun fel de problemă medicală. A fost internat imediat, s-au recoltat iarăși teste, care au fost trimise de data asta și la Sinevo, la București și la Iași, care la boli infecțioase și care au venit negative. Ceea ce deja... Se în care persoana respectivă este externată, cu recomandare 14 zile să rămână la domiciliu. Dar se pare că problema sau pacientul zero, să spunem, care a intrat în centrul de la Păstrăveni, nu ar fi acest domn doctor. Că asta a fost presupunerea inițială. Nici nu are o relevanță deosebită cine e pacientul zero care a intrat în centru acolo. Important e că există această problemă. Exact, și găsirea imediată a soluțiilor ca persoanele care sunt deja pozitive să nu mai interacționeze, mă refer la beneficiarii din centru, să nu mai interacționeze cu alte cadre sau cu alți... Pentru cine nu știe situația de la Păstrăveni, acest lucru este extrem de dificil. Acolo sunt tineri cu probleme, care sunt extrem de sociabili. Ei, pentru ei, orice vizită, orice lucru nou este ceva deosebit și atunci e foarte complicat. Știu despre ce spuneți. Am fost de câteva ori bune la Păstrăveni, nu acum, de când COVID-ul anterior, și am stat la masă cu acei tineri. Sunt extrem de sociabili, de prietenoși, mai mare dragul de ei și, pe de o parte, compasiune și milă, practic, față de situația pe care o au din punct de vedere medical și a sănătății. Bun, deci problema principală care a apărut în Neamț acum este aceasta, a centrelor în care e posibil să o descoperim noi și noi focare. Noi, la un moment dat, am dispus efectuarea unei verificări, dacă vreți, din partea DSP, DSV, OPC, la marea majoritate a acestor centre, pentru și am cerut în fiecare zi stocurile de materiale de la ei pentru a vedea dacă sunt respectate condițiile din aceste centre, în primul rând din punct de vedere a siguranței sănătății în aceste centre. Am primit raportul de la control, lucrurile arătau la nivel de acum două săptămâni jumate. Arătau bine, știu că am și scris. Aproximativ ok. Da. Dar nu erau probleme grave în acele centre depistate de cei de la control. Repet, Direcția Sănătate Publică, OPC și DSVSA Neamț. Dar se pare că problemele au apărut. Aici e și greu de controlat. În momentul în care a intrat un singur caz în comunitatea respectivă, e extrem de complicat. Da, să vedem cum vă veți descurca și cum se vor descurca cei de la DSP de acum încolo. Spuneți-ne un pic, dacă puteți, care este situația în acest moment, din informațiile pe care le aveți, cu spitalul, materiale, etc. La momentul ăsta sunt stocuri de materiale și de echipamente. Deci sunt stocuri. 100%. Deci la momentul ăsta nu avem probleme cu stocurile de materiale și de echipamente de protecție sau dezinfectanță. Deci, practic, acum, ca să funcționeze cum trebuie lucrurile la spital, nu trebuie decât respectate regulile și făcut treaba. Respectate regulile, făcute protocoalele, regulile, fiecare să-și facă treaba pe care o are. Și, bun, aceste stocuri nu sunt inepuizabile. Absolut, absolut. Aceste stocuri, în permanență, ele trebuie să reînnoite pentru că se consumă și se consumă mult la Spitalul Județean Neamț, pentru că este spitalul principal suport COVID-19, după care, pe locul 2, vine Spitalul Bisericani, ca spital suport COVID-19 pentru cazurile asimptomatice. Bun, acolo, din câte știu, sunt câteva locuri, dar nu sunt atât de multe locuri disponibile. Acolo, în mod normal, este un pavilion cu 76 de locuri. În mod normal, acele 76 de locuri ar trebui să fie pregătite pentru ca să poată primi pacienți. La nivel de aproximativ 2 săptămâni în urmă, imediat după ce s-a publicat ordinul domnului ministru al sănătății în monitor oficial, din 76 erau 16 disponibile pentru că aveau
circuitul nu foarte bine identificat, ei având la mansardă birourile administrative. Am rugat și solicitat să se găsească soluția imediată de mutarea pavilionului administrativ într-o altă zonă, iar respectiva locație, respectivul imobil să poată asigura 76 de locuri. Bun, haideți să vedem un pic... Am avut ceva controverse cu doamna director de acolo, dar eu sper că s-au depășit și sper să... Păi ca lucrurile să meargă... Să ne interesăm să vedem câte locuri sunt acum. Eu sper ca lucrurile... Am informații de ieri că ușor, ușor lucrurile au mers înspre bine. Ideea la noi, la români, din păcate, la... e o filozofie, nu la toată lumea, când spui că trebuie să se întâmple ceva, nu că vreau eu, că e pentru siguranța pacientului, penulții pe cel asimptomatic în Spitalul Neamț, împreună cu alții pozitivi care sunt simptomatici. Le duci pe toți cei asimptomatici într-o zonă în care și, boala și poate trece mai rapid. În felul acesta scazi și presiunea pe spital, pe Spitalul Județean. Și scazi și presiunea publică, că sunt sigur oameni că da. Ținuți în spital fără, mă rog... Corect. Și atunci am optat pentru varianta cu bisericani. Când trebuie să se întâmple niște lucruri, ar trebui să se întâmple atunci sau cu celeritate, repede. Românii sau o parte dintre noi avem prost obicei să spunem, să-ți explice cum nu se poate. Cum e greu, cum durează foarte mult, cum nu se poate. Ori ideea pe care o construim în această perioadă de pandemie, în această perioadă de criză, nu este timp de așteptat. Pentru că dacă așteptăm și stăm și nu ne facem treaba, avem necazuri, pot muri oameni sau avem foarte mulți oameni infectați. De aceea lucrurile se întâmplă cu celeritate. Asta a fost și discuția cu doamna manager de acolo, care sper că să o fi înțeles într-un cadru pozitiv, ca lucrurile să se întâmple cu celeritate, adică repede. Nu să-mi explice cum nu se poate, cum nu e circuit, cum nu are aia, cum nu are pe aia la altă. Doamne, faceți lucrurile să se întâmple. Despre să asta vedem discutăm. Ce se întâmplă acolo. Domnul prefect, o să mă duc zilele viitoare, nu o să vă spun când, dar o să mă duc să... Am luat, ca să zic așa, nu neapărat un copy-paste, dar acțiunile domnului ministru Tătar cred că au fost de bun augur de a merge în vizite inopinante prin spitalele din România și a vedea, fără să anunțe autoritățile publice județene sau directorii de spital, să vadă cum merg acum, lucrurile. Dacă îmi permiteți să fac o glumă politică, acțiunile au fost de bun augur din punct de vedere administrativ, nu știu dacă au fost de bun augur și pentru domnul Tătaru, că i-a crescut popularitatea și de acum ați vedea ce se întâmplă cu el. Dar trecem mai departe. Nu, acțiunile lui au fost bune pentru că există în discuțiile dintre managerii de spitale în general și am auzit ceva discuții, tot timpul sunt cu arma la picior, să spun așa, pentru că există temerea, dacă vreți, dar există oportunitatea ca domnul ministru să vină oricând în vizită, în control și trebuie să găsească lucrurile ok și în regulă. Bine, eu mi-aduc aminte și de vizitele doamnei ministru, dacă țineți minte. Care? Tot așa, cea de la PSD, care acum are... N-am prins-o, n-am cunoscut-o. Cu DNA-ul, n-ați prins-o. Noi am prins-o. Așa. Și DNA-ul, ci că a prins-o. Și că a prins-o și DNA-ul, da. Bun. Acum, primesc o mulțime de mesaje și toată lumea are aceeași întrebare. Vă rog. Pare rău. Ce se întâmplă cu Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț după data de 15 martie, din punctul de vedere al conducerii administrative? Știu că nu este la latitudinea prefecturii, dar da. Probabil la latitudinea prefecturii. Da. Haideți, spuneți-mi. La latitudinea ministerului, nu a prefecturii neapărat. Ministerul, asta zic. Da, da, reprezentantul Guvernului Teritoriei e prefectul. Am înțeles, ok. Să dăm cezarului ce e al cezarului. După data de 14-15 mai, oricum ordinul dat de Ministrul Sănătății a fost ca pe perioada stării de urgență să numească o conducere interimară. Este normal, așa. În este. Ordin se precizează clar că mandatul conducerii interimare din prezent este pe perioada stării de urgență. La momentul ieșirii din starea de urgență, respectiv data de 15 mai, acel ordin își termină, nu-și mai produce efecte. Deci până pe data de 14 mai, domnul ministru a anunțat de altfel că spitalele rămân în coordonarea Ministerului Sănătății. Ar trebui să existe propuneri noi pentru o echipă managerială la Spitalul Județean Neamț. Asta se va întâmpla. Deci, se vor face propuneri. Vor fi făcute propuneri noi pentru echipa managerială? Păi și prima dată, aceste propuneri care echipa managerială care este acum cu doamna doctor
Daniela Marcoci în frunte. Este propunerea emisă de mine în calitate de prefect al județului Neamț, trimisă Ministerului Sănătății, validată de domnul ministru prin ordin și pusă în operă. Până pe data de 14 voi face o propunere sau un set de propuneri noi, pe care domnul ministru le va analiza și în funcție de considerentele domniei sale le va, va stabili o nouă echipă managerială. Vom face mai multe propuneri cu siguranță pentru ca domnul ministru să aibă de unde să aleagă. Sigur că da. Există un orizont de așteptare în privința statutului spitalelor de genul acesta, care în momentul acesta sunt, cum să spun, vorbesc așa într-un limbaj, la mâna ministerului. Ce se întâmplă în perioada următoare, dacă știți ceva? Adică, după data de 15 mai, da, ele rămân, normal, o perioadă, spitale suport COVID, nu? Vor rămâne pe o bună perioadă de timp. Vor rămâne probabil în același formă administrativă cu ministerul, cel care decide ce se întâmplă acolo? Sau, da, după terminarea stării de urgență, ele vor reveni în formula veche de administrare? Deci, după data de 15 mai, formula de conducere managerială a spitalelor rămâne la Ministerul Sănătății, deci, în apanajul domnului ministru, Nelu Tătar. Până când va decide Guvernul sau Ministerul Sănătății. Probabil, e doar o presupunere proprie și personală, probabil până la momentul în care vom depăși în linii mari această zonă pandemică COVID-19. Deci cu asta lămuresc un alt set de mesaje pe care îl primesc. După starea de urgență, Spitalul Județean va trece sub conducerea CZ sau rămâne la Ministerul Sănătății? E ca un fel de așteptare. Nu. Deci de la Consiliul Județean Neamț vă rămâne într-o zonă în care Consiliul Județean Neamț, prin Consiliul de Administrație, manageriază din punct de vedere a achizițiilor, dacă vreți, spitalul, a fondurilor, a resurselor. Deci doar partea administrativă, de managerială, rămâne la nivelul ministerului. Nu? Corect, pentru că domnul ministru, din optica pe care am înțeles-o din discuțiile cu dumnealui, dorește ca la fiecare spital să aibă o echipă performantă și atunci, sigur, ia decizia la minister, pentru că au specialiști. În cazul în care se greșește ceva, poate fi foarte ușor... Și schimba și a dus probabil conducere militară, cum s-a întâmplat la Suceava. Eu vă spun, nu, doamne ferește, nu vreau să o lau neapărat pe doamna Marcoș sau... Nu vreau să ies eu în atenția publică că am fost cel care a susținut-o pe doamna dr. Marcoci, dar dacă facem un scurt istoric de acum 2-3 luni în urmă, Spitalul Județean Neamț era manageriat de un domn economist care nu avea nicio legătură cu actul medical, dar nicio legătură, zero. După care, pentru o perioadă scurtă de timp, a fost numit un domn doctor de la Târgu Neamț. N-a apucat omul să stea, nu știu, competențele, dar măcar era doctor. Da. Deci avea o problemă, dar era o altă, avea o problemă, dar de natură juridică, dar care nu avea neapărat legătură cu meseria pe care și-o face. El ca meseriaș, am înțeles că era destul de bine. De asta spun, da. Ca profil a stat omul, domnul Apostoaie, vorba, 3 zile, 4 zile a stat, nu știu, o săptămână, nu știu cât de bun sau mai puțin bun ar fi fost ca și conducător. Dar înainte, numirea făcută de CJ, să pui în perioada COVID, în perioada de criză, de pandemie, un habarnist care nu avea nicio legătură cu actul medical, era înfiorător. Adică ți-ești fi căzut în spital că nu știi ce găsești acolo. Nu poți să pui un avocat, dar un exemplu, în perioada asta de război sau un economist sau o altă persoană cu altă pregătire, manager într-o zonă COVID. Bun. Acum, pe de altă parte, trebuie să existe o echipă managerială foarte bună. Pentru că echipa managerială e compus din director pe de o parte, directorul medical, cea de îngrijiri medicale și financiar contabil. Întreaga echipă trebuie să fie bună, dacă n-ai unită. Și unită pe cât posibil. Pentru că dacă n-ai primul, poate n-ai un manager neapărat doctor, dar ai un manager bun care știe să bată la uși, știe să ducă la București, știe să aducă bani, știe să ține lucrurile sub control, știe să fie eficace. Știe să impună protocoalele, știe să impună exact. Și ai un doctor, un medic, un director medical foarte bun. Foarte bun. Da.
Adică trebuie să fie o echipă în completare, dacă vreți. Bun, schimbarea la spital se face, am înțeles, la nivelul întregii echipe. Întreaga echipă este pusă de domnul ministru prin ordin până pe 15. Dacă vor să continue unii și domnul ministru dispune și are propuneri în sensul ăsta. Deci ea și oprește activitatea această echipă pe data de 15, de ce spun până pe 14 cel târziu, trebuie să existe un set de propuneri noi care să fie pe masa Ministerului Sănătății, de unde Ministerul Sănătății, prin convenția domnului ministru, să dispună o nouă echipă. Echipa respectivă trebuie să și își dorească. De asta trebuie să fie o întreagă serie de discuții. Un alt subiect, domnul prefect, un subiect care a făcut vâlvă nu numai la noi în județ, ci în toată țara și în multe țări din Europa. Eu vă spun după ce... Deci, Mesagerul de Neamț a publicat mai multe informații, inclusiv interviuri, cu toate părțile implicate în acel, să-i spunem de acum, celebru aparat de recoltat plasmă. Eu îi spun așa pentru că nu știu termenii medicali foarte bine. Da. Deci, aparatul, știți povestea, este la Piatra Neamț, este în custodie în spital. Este donat de o persoană privată. Da, este donat cu tot cu chituri. Omul face și partea de mentenanță. Am specificat că este donat de o persoană privată ca să nu înțeleagă altcineva că este cumpărat de spital sau de Consiliul Județean. Cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri. Păi nu-i frumos să te lauzi cu realizările altuia, exact. Niciodată. Și acest aparat... Eu vă spun așa pe scurt povestea acum și o reamintesc oamenilor. Omul ăla a donat aparatul. A stat aparatul vreo 2-3 săptămâni la București. Pentru că nu se știa. Bun, s-a dat o decizie la nivel de minister. Omul a adus aparatul. A venit cu aparatul și cu echipă ca să-l instaleze. Da. I s-a spus pas. Știți, n-avem ordin. A plecat la București pentru că n-avea unde să-și cazeze echipa aici. Au dormit câteva ore la București. S-au întors a doua zi. Li s-a spus pas parol. Și oamenii au lăsat aparatul în custodie. De atunci, noi am stat de vorbă cu doamna directoare de la transfuzii, care a spus, da. Eu nu-l pun dacă n-am ordin. A venit ordinul, că ordinul exista de fapt. Și acum, că am cerut lămuriri. Ce se întâmplă, domn prefect, că e de noaptea minții? Eu personal am înțeles, eu am discutat cu doamna doctor Marcoș, cu managerul Spitalului Județean, am înțeles că spitalul, au făcut toate demersurile posibile. Am înțeles și donatori. Au făcut toate, corect, au identificat. Au identificat donatori, da. Au făcut toate demersurile posibile, s-au dat toate avizele posibile la spital și la ATI pentru procedura de a, ca acest aparat să poată funcționa. Da, ce s-a făcut protocol cu centrul de transfuzie. Deci suntem și în zona de protocol cu centrul de transfuzie, doar că la momentul ăsta nu este de la București dat acel ok. Dacă... Domnul prefect, haideți să vă spun eu, dacă citiți cu atenție declarația doamnei director de la centrul de transfuzie, da. Ea spune cam așa. Dom'le, da, am semnat protocolul, da, dar eu nu am fonduri. Întrebată de ce nu are prevăzute fonduri, spune, păi acum 2-3 săptămâni, am primit un chestionar de la mine, de la Centrul Național de Transfuzii, așa, în care am fost întrebată dacă am nevoie de fonduri, întrucât eu nu aveam aparatul. Nu aveam nevoie de fonduri, păi nu nu știu. Nu aveam nevoie. Păi nu se poate așa ceva. Tu știai că îți vine aparatul, că s-a discutat, s-a făcut. Centrul de Transfuzii, la momentul acesta la care vorbim, refuză protocolul din lipsa, spun ei, motivează ei din lipsa fondurilor. Hai că ne găsim noi fonduri, domnul prefect. Uitați, vorbim cu toți ăștia care vor să ne spună ce necesar de fonduri are și găsim noi fonduri. Eu am avut discuții și am fost ieri în vizită de lucru, dacă vreți, la Spitalul Județean de Urgență Neamț. O să reiau astăzi subiectul, pentru că am vorbit și la București de câteva ori pe acest subiect și am rugat la nivelul Ministerului și a domnului secretar de stat Andrei Baciu să se găsească, să se identifice soluțiile în mod... Cât mai rapid. Cât mai rapid, cu celeritate. Am primit promisiuni în acest sens, doar că centrul de transfuzie e un fel de stat în stat, dacă vreți. El nu are o legătură neapărat directă cu Spitalul Județean Neamț, nu se subordonează. Ei se subordonează Centrului Național de Transfuzii. Și de acolo vin banii către Centrul Județean de Transfuzii. Dacă ați citit declarațiile domnului care a donat, domnul Ozoc, da. Ce i s-a întâmplat lui cu Centrul Național de Transfuzii și cum niște domni de acolo au zis, ok, facem, punem, dar care-i partea mea? Eu cred că ar fi trebuit... Arestați. Arestați. Sau în momentul ăsta,
cercetați în momentul ăsta. Nu mai discut despre inconștiența, că nu o numesc altfel. Nu, domnul Vali, noi românii, parte dintre noi, sigur nu toți, avem percepții că se poate și așa, că mie ce mie se, dar eu cum să fac, să-mi fie și mie bine. Există niște principii, niște reguli din punctul meu de vedere, la care n-ar trebui să facem rabat niciodată. Adică atunci când vorbim de sănătate, n-ar trebui să existe cuvântul mită, șpagă, plocon sau cum vreți dumneavoastră, sau interese mascate în spatele unor achiziții. Când vorbim de sănătate în situație de urgență și avem o persoană care cu bună știință întârzie lucruri, n-ar trebui să mai fie să fie dat, ar trebui să fie dat afară în secunda 2 și cu dosar penal, din punctul meu de vedere. Nu știu dosar penal, dar n-ar trebui să fie pe funcție. Dar există, repet, ar trebui să fie un set de reguli de aur, dacă vreți. Adică în sănătate, în învățământ și în marea infrastructură, acolo ar trebui să fie un moment T0 pentru toată lumea, ca în aceste trei categorii, pot fi și altele, dar aceste trei categorii principale, din punctul meu de vedere, vitale pentru țară, să nu existe interese, să nu existe bani negri, să nu existe tot felul de lucruri de achiziții. Astea deja sunt filme SF, domnule. Păi da, domnul Bălescu, da. Sunt filme un popor, un popor sănătos, în primul rând, trebuie să fie de mic copil, trebuie să fie bine educat. Și ai nevoie de o educație bună și consistentă, dacă vrei să ai un popor cu valori. Doi, poporul trebuie să-ți fie sănătos și ai nevoie de un sistem medical bine pus la punct. Și trei, ai nevoie de o infrastructură mare. Când vorbesc de infrastructură mare, mă refer la autostrăzi, căi ferate, transport călător și transport marfă. Și trei, la mână, tot pe categoria transporturi, de aeroporturi care să fie plasate în zone vitale. Pentru că ai nevoie de transport pentru economie. Vorbeam ieri cu un agricultor extrem de important de la noi din județul Neamț, dacă nu cred că poate cel mai mare agricultor de la noi din județul Neamț, care îmi spunea că în următorii ani va fi o mare problemă să reușești să ajungi cu grânele, dacă vreți, cu produsele agricole de la noi pentru export în Port Constanța, pentru că nu mai sunt trenuri care să circule. Da, pentru că nu ai unde să le încarci. Nu ai, e nu ai baze de încărcare numai lângă gări, exact. Pentru că au fost înstrăinate. Se numesc halte. Da, nu mai ai loc. Nu mai ai baze de încărcări. Încărcarea se face foarte greu. Transportul feroviar este foarte, foarte încet și e găunos la acest moment. Deci discutăm de o lipsă a infrastructurii care afectează mediul economic puternic. Cu extrem de puternic. Cu permisiunea să discutăm despre lucrurile astea într-o altă emisiune, că vreau să mai discutăm niște lucruri. Da, cu drag. Apropo de ce sunt. În primul rând vreau să facem o recapitulare a lucrurilor. 1. La spital vom avea o nouă conducere sau, în funcție de propunere, o conducere după. În funcție de propuneri și de intenția oamenilor de a fi la spitalul județean. Cine își dorește. Că despre dacă, asta de exemplu, discutăm. Doamna Daniela Marcoci își dorește în continuare, cred că este de luat în seamă o asemenea propunere. 100% este de luat în seamă. Aparatele PCR funcționează la Piatra și la Roman, dar ele trebuie de obicei rezultatele confirmate și din altă parte. Corect. Așa. COVID spital suport pentru asimptomatici bisericani. O parte, un pavilion de la bisericani. Avem da. Probleme în centre de plasament și în centre da. De bătrâni și da. Drog. Au început așa. Să fie probleme. Au început da. Să fie probleme. Avem echipamente la spital. Aparatul da. De recoltat plasmă încă nu este în funcție. Următoare. Da? Și vreau să mai discut. Avem amenzi anulate și apropo de avem amenzi anulate, haideți să discutăm un pic și despre nivelul de siguranță personală. Avem acel caz absolut stupefiant, o brută, eu nu pot să-i spun altfel, care a lovit o femeie și care își plimba nepotul în oraș. Deci în oraș, nu... Da, nu la periferie. Așa? În centrul orașului. În centrul orașului. Care este nivelul de siguranță în acest moment? Știu că în fiecare zi trebuie să vă întâlniți prin natura funcțiilor cu șeful poliției. S-a acționat destul de rapid pentru prinderea foarte rapid. Acestui individ. Păi, fapt, s-a întâmplat duminică și ieri la
un interval de aproximativ 48 de ore. Suspectul pentru tâlhăria de duminică, în dauna părții vătămate, acelei bătrâne de 63 de ani, care se plimba cu nepoțelul în vârstă de aproximativ 2 ani, pe o stradă din municipiul Piatra Neamț, a fost depistat, prins, reținut pentru 24 de ore și astăzi cu propunere de arestare preventivă prezentat la judecătoria Piatra Neamț pentru 30 de zile. Din punctul meu de vedere, poliția Neamț, structurile Inspectoratul Județean de Poliție Neamț au acționat cu celeritate, au acționat bine și au făcut treaba într-un termen foarte scurt de la momentul comiterii infracțiunii. Ceea ce nu pot decât să îi felicit pentru modalitatea în care au intervenit și pentru timpul scurt de reacție pe care l-au avut până la prinderea suspectului, ceea ce îmi conferă o zonă de încredere în structurile județene ale poliției Neamț. Mai departe, este nevoie de ca poliția să fie în fiecare zi în stradă, în toate orașele, municipiile, în toate comunele, dacă vreți, pentru că sunt scenarii într-o zonă în care, sigur, după 14-15, când lucrurile vor intra ușor-ușor într-o zonă de relaxare socială și într-o zonă de permisivitate a ieșirii din locuință și a merge până la urmă până oraș, în alt oraș, în alt județ, există posibilitatea să crească și riscul infracționalității. Cei de la structurile de poliție și jandarmi, inclusiv eu ca prefect, știm foarte bine lucrurile astea, avem tot felul de planuri sau de scenarii ca și optică de desfășurarea a structurilor de forță ale Ministerului Afacerilor Interne și consider că cei de la poliție și jandarmi își vor face bine treaba. Am solicitat ieri, am avut Comitetul Județean de Situații de Urgență și am solicitat în plus și după data de 15 ca structurile Ministerului Apărării Naționale să fie la suport în continuare în acțiuni cu poliția și jandarmeria. Domnul prefect, întrebare, domnul Ionuț Meraru. Centrul Național de Transfuzii nu se află și el într-un fel în subordinea Ministerului Sănătății? Nu se poate acționa ca și la spitalele acestea suport COVID în privința managerilor? De principiu cred că da. El este într-o zonă a subordonării față de Ministerul Sănătății, adică în mod clar. Dacă la spitale am acționat schimbând conducerile incompetente sau conducerile care nu făceau față. Corect. Așa. Poate ar trebui gândit... E apanajul ministerului, nu pot eu să cer domnului ministru să schimbe sau să facă o modificare în organigrama celor de la București. Era o propunere venită de la contribuabil, știți cum ar veni, adică dumneavoastră în calitate de prefect sunteți conștienți. Discuția a fost foarte fermă cu reprezentanții Ministerului Sănătății, care au spus că se implică în mod clar și direct pentru a rezolva și gestiona această problemă. Probabil sunt... În general, pentru ascultătorii dumneavoastră sau pentru cel care a întrebat, în mediul medical, 10 oameni, 10 păreri, 10 idei, 10 contradicții. Și la avocați, da. Și în breasa noastră. Și la avocați. Și în breasa noastră. Nu mai vorbim de jurnaliști. Și în breasa noastră e la fel. Da. Eu sper să se gestioneze cât de repede această problemă. Sunt nenumărate intervenții făcute la nivelul Ministerului Sănătății. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă mai este ceva de transmis acum important pentru oameni. Am făcut o solicitare zilele trecute, după ce, că e important de știut, după ce atât pe biroul meu prin petiții online sau prin poștă, dar și în întâlniri cu preoții, cu preoții parohiei bisericilor din Piatra Neamț, cu stareții mănăstirilor din județul Neamț, cu protopopii din județul Neamț, cu întâlnirile de la Roman, cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Toți au cerut în cor, dacă vreți, în termen general, redeschiderea într-o formă, nu în totalitate ca înainte, dar într-o formă a bisericilor și permisivitatea de a putea merge la cimitire. Cimitirile, să se știe foarte clar, cimitirile nu au fost închise de Guvernul României. Doar în zona de sărbători pascale a fost atunci o interdicție pentru că ar fi fost o aglomerare de milioane de oameni în țară. Vă dați seama ce ar fi izbucnit. Dar la acest moment cimitirile sunt prin hotărâri ale comitetelor locale de situații de urgență închise sau restricționate temporar.
Da, în funcție de situații, probabil. Noi așteptăm data de 14 sau până pe 14 mai să vedem ce dispoziții vom primi din partea Ministerului Afacerilor Interne. Dacă nu vor fi dispoziții pe zona de cimitire, atunci și lasă la libertatea sau la atitudinea județelor sau a primărilor, atunci vom da o hotărâre de Comitet Județean de Situații de Urgență, o vom gândi foarte bine, pentru ca pe raza teritorială a județului Neamț să existe un mod unitar de gândire și ca oamenii să poată avea acces, vom găsi și formulele sau forma corectă de distanțare socială pentru ca oamenii să poată să meargă la cimitire. Mai departe, eu am încredere că atât domnul ministru al afacerilor interne, Marcel Vărla, cât și primul ministru României, domnul Ludovic Orban, vor avea și au toată deschiderea spre a găsi soluțiile cele mai oportune, corecte, dar și în spiritul respectării sănătății publice, de a găsi formula de redeschidere a bisericilor. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și pe perioada următoare, când vom face emisiune, o să vă deranjăm în fiecare dimineață în 5 minute pentru noutăți, dacă sunt. Cu drag. Dacă nu, nu vă deranjăm. Noi sperăm să fie lucruri bune de anunțat. Ne-am bucurat ca să se permită inclusiv mediatizarea cazurilor de vindecați. Ar fi un lucru, nu neapărat cu nume, adică să știm și la Neamț ce s-a întâmplat. Da, păi dacă vreți vă dau în cursul zilei de astăzi. O să vă rog. O să transmite către presă, sigur că da. Așa, și uite un lucru care nu l-am discutat, ce se mai întâmplă cu centrele de carantină? A scăzut numărul lor? Da. Păi la un moment dat am avut la perioada județului Neamț aproximativ 500 și de persoane carantinate. Vin mai puțini în momentul ăsta din străinătate, din zonele roșii și au fost sărbătorile pascale când nu au venit mulți concetățeni de noștri acasă. Avem undeva la 230-200, în jur de 230-240 de persoane carantinate. Locațiile s-au restrâns? E foarte bună întrebarea noastră pentru... Sună multă lume care au centre de carantină, mai pe românește mai exact, și care, na, oamenii își doresc ca cei care vin în zona, din zonele de carantină să fie dirijați sau carantinați într-o anumită zonă. Pentru că este o activitate care aduce bani. Eu sunt de acord și toți cei care au trimis propuneri la ISU, la prefectură, la DSP, sunt prinși în anexa 1 la hotărârile de Consiliul de Comitet Județean de Situații de Urgență și sunt toate locațiile care au solicitat și sunt prinse. De... Dar politica și filozofia noastră este în felul următor. Structurile de poliție și IPJ și IJJ ale județului Neamț, jandarm și poliție au solicitat în repetate rânduri să găsim soluția ca prima dată să umplem centrele mari de carantinare și în mod, în mod descrescător, în funcție de numărul care îl avem de carantinați, să umplem celelalte centre, pentru că pe zi, la un centru de carantină, el este dat în consemn, poliție și jandarmerie. Ai trei ture, a câte un echipaj pe tură cu două persoane. Deci, în total, un centru de carantină este păzit de 6 persoane pe zi. 6, dacă faci un calcul că ai 15 centre în care ai oameni, deja o parte din ai 90, efective sunt blocate. Ai 90 de persoane din efectivele de poliție și jandarmerie blocate la pază. În loc să ai 3-4 centre maxim pline, și restul ai, în sensul ăsta, ai 20 de persoane la pază, iar restul merg în acțiuni stradale. Poliția și jandarmeria trebuie să fie pe stradă. Asta e optica, pentru a descuraja, în primul rând, activități antisociale, cum a fost și cazul cu tâlhăria, și pentru a preveni astfel de activități. Omul, în general, când vede poliție, armată, jandarmerie în stradă, scade gradul de infracționalitate socială stradală. Vă mulțumesc, acum chiar încheiem că deja mulțumesc și eu, domnul, am stresat pe oameni o oră, dar eu sper că au fost câteva informații importante și să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. Cele bune!